Nemulțumiți de scumpirile din ultima perioadă la carburant, șoferii din toată țara blochează pompele benzinărilor și plătesc cu monede. Au participat șoferi care au băgat în rezervoare cantități infime de benzină sau motorină. Unii au alimentat și de 90 de bani. Au blocat astfel pompele, iar cei care voiau să alimenteze au avut de așteptat. Conform Digi24.ro, sute de șoferi au protestat în mai multe orașe, oamenii s-au organizat pe grupuri de Facebook și au dat întâlnire în benzinării, iar cei mai mulți dintre ei au alimentat doar de un leu. În acest fel au blocat pompele, iar cei care chiar doreau să cumpere carburanți au avut de așteptat. Reprezentanții unor benzinării au sunat la 112, dar echipajele de poliție nu au putut să intervină din cauza că protestatarii nu făceau nimic ilegal. Astfel de proteste au avut loc în Constanța, Botoșani și Târgu Jiu, relatează Digi24.ro. Acțiunea face parte din evenimentul Proteste în toată țara contra prețului carburantului, anunțat pe rețelele de socializare. Aproximativ 200.000 de persoane și-au anunțat participarea la protest. Evenimentul final ar urma să aibă loc joi 30 iunie 2022, începând cu ora 12. Până atunci, în mai multe benzinării din toată țara, șoferii blochează pompele. Una dintre metodele de protest sugerate ar fi ca șoferii să genereze un blocaj în benzinării prin tragere de timp. Să trage mașina la pompă și, într-un ritm cât mai lent posibil, se spală întâi parbrizul, apoi se alimentează cu maximum un litru de combustibil. Se merge apoi la casă și se face plata cu monede. După ieșirea de la pompă, șoferul se așează din nou la coadă și repetă schema de cât mai multe ori, relatează DC News.ro.